Băieți și fete, astăzi vă voi arăta un episod foarte lung de nu alege chestul greșit în Minecraft, mai exact cel mai lung de până acum. În acest videoclip o să vedeți chestul lui Momo, chestul lui Yeti, chestul lui Sonic, chestul lui Granny, chestul lui Danan, chestul lui Green și foarte, foarte multe chesturi. Nu uitați de like și de subscribe și vă urez o vizionare plăcută. Astăzi, băieți și fete, am ceva foarte, foarte special pentru voi. Chiar acum, boys, în fața voastră se află cele mai speciale 3 chesturi din Minecraft, pentru că, băieți, astăzi facem un episod din seria voastră preferată, nu alege chestul greșit în Minecraft. Și de data aceasta, boys, am întrecut orice limită, pentru că aici, boys, în partea stângă și primul chest este chestul GTA 5, adică chestul în care vom găsi personaje din GTA 5 și foarte multe chestii super, super interesante. Și totodată, dacă vă place seria, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și dacă facem multe like-uri la clipul ăsta, o să mai facem și cu mai multe GTA-uri, cu GTA San Andreas, cu GTA 6, poate, nu vă zic mai multe. Bun, aici, boys, avem chestul Grinch. Pentru prima dată apare în episoadele noastre Grinch. Grinch este ăla care a stricat Crăciun, în genii monstru ăla care nu-l suportă pe Moș Crăciun, gen, știți și voi. Iar aici, boys, avem chestul Squid Game, unde ne așteaptă ceva mai special decât de obicei. Haideți, boys, să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu episodul ăsta, să vedem ce ne-a pregătit băiatul ăsta. Bun, nu alege chestul greșit, ediție specială. Pe bune, boys, că asta e o ediție specială. Și după cum vedeți aici, peste tot sunt dăștia din Golan, din GTA 5, polițiști peste tot, bang, bang, bang. Hai să vedem ce avem aici. Ok, boys, deci avem o armură de diamond. Ok, deci fiți atenți, boys, ca să vă prezint. Deci avem aici armură de diamond și aici avem o vestă anti-glonț. Uitați-vă cât de mișto arăt. Și aici avem un baton, adică o chestie de-aia pe care o au polițiști, știi, și dă destul de mult damage, dă 9 damage, mai mult decât o sabie de diamond. Avem 64 de golden apple și o carte pe care trebuie să o citim. Let's go! Bine ai venit la nu alege chestul greșit în Minecraft. De data aceasta, în fața ta se află cele mai speciale chesturi din Minecraft. Chestul GTA 5, chestul lui Grinch și chestul Squid Game. În fiecare te așteaptă anumite provocări din ce în ce mai grele. Succes! Încă nu cred că, însă nu cred că ai o șansă să ieși cu viață. Ok, boys, vreau să văd dacă filmez totul. Deci, succes, dar nu crede că am o șansă să ieși cu viață? What? De ce a zis chestia asta? Bun, băieți, o să păstrez asta aici și haide să mergem în primul chest, adică chestul GTA 5, pentru că sunt super, super curios să văd și aici, până la urmă, pentru prima dată. Let's go! Bun, avem aici un chest. Ok, am văzut ceva acolo, dar nu vreau să intru, deci că 1. Bun, hai să vedem ce scrie aici. În primul chest trebuie să-i eliberez pe Michael, Trevor și Franklin din închisoare. Astea sunt personajele principale din GTA 5, deci nu cred că există aici. Mai jos sunt polițiștii, însă dacă nu faci prea mult zgomot, o să poți să-i omori foarte ușor. După trebuie să găsești pichesul cu care să spargi gratile și după îi vei elibera. What? Boys, uitați acolo pe Michael, Trevor și Franklin din GTA 5 și mie nu vine să cred. Uitați acolo, sunt la închisoare și ăștia sunt polițiștii. Mamă, ce s-a așa? Jos toți, deci fiți atenți, boys, ci că dacă nu fac mult zgomot, nu o să trebuiască, gen, să, nu o să fie greu să-i omor. Uite-vă la polițiști, bro, ia dacă dau unii de-aștia sunt statuie, ba nu, uite, uite, se mișcă. Mamă, dar se uită într-o parte. Deci pot să-i omor rapid, asta e. Mamă, dar cât ia să-l omor, că dacă nu, boys, ok, bun. Deci fiți atenți, boys, haideți să eliberăm puțin din polițiștii ăștia, știți, ca să ne facem treaba și după vom începe căutarea. Mamă, deci ăștia, după cum vedeți, nu sunt atenți. De-aia, aba, da, stai. Asta și-a mutat puțin privirea, deci de-aia pot eu să-i eliberez pe ăștia, pentru că nu sunt atenți. Uitați-vă la ei, sunt Trevor, Franklin și Michael din GTA 5, epic, rău de tot. Deci haideți, voi să-i bat pe ăștia, fiți atenți. Let's go, haide, mai bat încă 2-3, pentru că, bă, în cazul în care cumva își dau seama că sunt aici, pentru că după cum vedeți sunt foarte, foarte proști, să nu cumva să mă ia așa prin surprindere. Ei omor și pe ăștia, bun, și acum trebuie să găsesc pichexul cu care să-i eliberez. Bănesc că este într-un shulker box ăsta, probabil în ăsta, având în vedere, no. Bun, hai să vedem aici, nu e nici aici, trebuie să găsim pichexul și să eliberăm pe ăștia, bro. Let's go, și eu după cum ajung sus, cred că e totul gândit. Am găsit pichexul de diamond, bun, oamenii mei, deci v-am zis, i-am omorât pe ăștia, că după cum vedeți, polițiștii ăștia nu prea au treabă. Adică, nu știu, bun, haide, let's go, boys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sunteți oficial eliberați. Let's go, uite ce se bucură, bro. Sar în sus de bucurie. Genial, bun. Toată lumea e eliberată, hopa, frățiorul. Ești tu bucuros, hai să vedem ce avem aici. Avem niște scări pentru a ieși de aici. Deci, oficial, mamă, dar toți se uită în partea asta. Nu știu la ce se uită. Boys, cred că se uită la chestul lui Grinch. Man,
toți se uită în partea asta unde este chestul lui Grinch. Hai să mergem aici pe scara asta. Deci, boys, am trecut cu brio primul chest. Let's go, i-am eliberat pe ăștia. Și aici, da mă, uitați-vă. Deci toată lumea, deci inclusiv ăia și ăștia, toată lumea se uită în chestul lui Grinch. Ce se află aici, boys? De ce toată lumea e cu atenție aici? Bun, hai să mergem, o să mergem pe aici, let's go. Pentru că acolo sunt huliganii aia, bun, let's go. Hai să mergem în chestul lui Grinch, să vedem care-i treaba. Până acum nu l-am văzut pe Grinch în Minecraft, asta este prima dată, nu uitați, boys, let's go. Bun, mamă, sunt oameni morți și hai să vedem aici, doi. Și că în al doilea acești, misiunea ta este să eliberezi villagerii deoarece au fost răpiți de Grinch. Se spune că doar au pronunțat cuvântul Crăciun și au fost răpiți. Dacă îi eliberezi, vei primi cheia de la ultimul chest. Boys, oh! Uite-i pe Grinch, boys. Mamă, și ăla-i Moș Crăciun, Grinch, sau care-i treaba? Și au luat villagerii sub ostatici. Mamă, nu, trebuie să mă bat pe ei, dar frate, în prima dată îmi fac scara. Așa, frumos, mamă, uitați-vă cât ies. Uitați-vă la ei. Mamă, bro. Ia, ăsta. Mamă, l-am omorât pe ăsta, bun. Bă, uitați-vă la ei, uitați-vă cât de urâți ies. Mamă, cât de urât e ăsta, bro, mă vine să credeți. Mamă, deci, mamă, ăștia mor rapid rău de tot, deci nici măcar nu apuc să dea în mine. Nu apucă, deci putem să-i batem pe toți super ușor. Ăștia sunt atiți la vince, uite, ăsta vrea să dea mine, ăsta vrea să dea mine, însă nu. I-am curățat pe toți rapid, hai să eliberăm villagerii. Let's go, boys, ieșiți de aici, pentru că știu că v-a fost dor. O să spargem aici și o să luăm cheia de la ultimul chest, care este chestul Squid Game. Vreau să văd dacă filmez totul. Este chestul Squid Game, care știi că e cel mai important totodată. Hai mă, ieșiți de aici, ieșiți toți de aici. 3 golden apple enchantate. Ok, dar de ce am avut nevoie de astea 3 golden apple enchantate? Mergem la chestul Squid Game, adică nu e nimica mai special acolo, nu? Uite-i pe ăștia, este mega așa bun. Deci ăsta este chestul Squid Game 3, hai să vedem a treia carte. Ultimul chest, lupta finală. Cea mai grea de până acum. Dacă vrei să termini harta și să primești recompensa, trebuie să omori cele 3 păpuși Squid Game 3. Boys, uite-le aici pe toate. Mamă, sunt 3. Ok, sunt 3 păpuși Squid Game, da. Deci după cum vedeți se bat și între ele. Nu cred că o să fie foarte ușor să le dovedesc. Nu prea e așa de ușor, după cum vedeți. Mamă, dă-i. Mamă, am noroc cu vesta asta. Cu vesta asta anti-glonț, pentru că rupe rău de tot. Muriți, bă, odată, bă, că dau în tine de jumătate de oră, mori. Bă, mai moare, mori odată. Bă, mori, așa, moartă, bun. Și tu, și tu. Let's go, mori și tu, mamă, băi, că trebuie să dau. Mamă, mi se duce armura, deci mi se duce armura. Deci trebuie neapărat să le bat cât mai rapid. Că de nou o să mi se ducă armura. Mor și tu și hai, vino și tu, bro. Let's go. Mamă, ne-a dat ender pearl-uri. Ia să vedem, ok. O să dau ender pearl-ul ăsta și o să sar la ea în cap. Hopa. Mamă, lasă-i ăsta fără din chest din greșeală, ok. Hai să o bat și pe asta, mamă, boys. Bun, let's go. Am bătut pe toată lumea și acum, boys, este momentul să aflăm ce recom... Ok. Un AK-47, bro? Și ce să stea? Mamă, asta e recompensa noastră, ia. Ok, asta e un AK-47. A, deci după cum vedeți, așa trage gen. Ia stai, și astea ce sunt? Oh, boys, astea sunt cadouri. Mamă, ce mișto, ne-a dat cadouri cu torturi. Bă, asta da recompensă, dar fiți atenți. Asta așa trage ea. Unde ești? Da, mă, uite, așa trage. Bun, boy, super, super ciudat. Uite polițistul, o să trag un polițist. Mori. Astăzi, fraților, am ceva foarte, foarte special pentru voi. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult videoclipul cu Nu alege casa greșită Squid Game Edition. Așa că astăzi, băieți, bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată de Nu alege chestul greșit. Însă de data aceasta este Squid Game Edition. Mai exact, boys, aici în față, chiar aici avem chestul jucătorilor din Squid Game. Acesta este chestul gardienilor și acesta este chestul păpușii din Squid Game, boys. Și este un episod super special pentru care vreau să facem 5.000 de like-uri. Let's go! Chiar acum apăsați butonul de like și să vedem dacă putem strice și 1.000 de comentarii. Lăsați un comentariu și poate aveți noroc și primiți o inimioară. Eu zic să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vedem care e treaba cu chesturile astea, pentru că băiatul care îmi face hărțile mi-a zis că e ceva foarte special de data asta. Let's go! Să vedem cum stă treaba. Ai curat să intri în toate chesturile din Squid Game?
Frățiorul meu, iopa, boi, ce avem aici? Eu am curaj, dar ia stă-ți puțin. Deci avem aici, na, random, toate chestiile astea, dar pe lângă asta mai avem o poțiune de fire resistance, o poțiune de regeneration și o poțiune de slow falling. Hopa! Să vă spun sincer, boys, nu știu care e treaba cu poțiunea asta de slow falling și cred că se citește așa, adică habar n-am până acum, n-am mai avut-o de asta. Însă haideți să vedem care e treaba, boys. Eu zic prima dată să mergem în chestul, în chestul jucătorilor din Squid Game să vedem ce găsim aici, boys. Let's go, sper că nu trebuie să mă bag cu nimeni. Însă văd de vedere că am sabia asta, cel mai probabil trebuie să mă bag cu cineva. Hopa, văd acolo un chest și pe cineva, oameni. Ok, boys, văd acolo o singură fată. Deci, asta e chestul supraviețuitorilor. Băi, e numai un supraviețuitor? Băi, e numai un jucător, restul sunt morți? Ok, hai să facem parcurul ăsta, fiți atenți, boys. E ceva super ușor, bun, bun, bun. Mamă, să avem grijă, boys. Ok, ok, să avem mare grijă. Ok, ok, am picat aici, perfect, foarte bine. Și bă, aici sunt, e foarte multă lume moartă. Păi bă, ăsta trebuie să fie chestul jucătorilor, supraviețuitorilor. Care-i treaba? E o singură fată. Asta, Andra. Ok, boys, are un nume, o cheamă Andra și e singura supraviețuitoare din jocul Squid Game. Avem aici un chest, bilet de la Andra. Hopa, boys, că Andra ne-a lăsat aici un bilet. Și că, salut, numele meu este Andra și sunt o supraviețuitoare din Squid Game. Dacă te uiți în jurul meu, ai spune că sunt singura, însă mai am încă 6 colegi care încă sunt în viață. Sor mea, nu știu cum să-ți dau veștile, dar sunt morți, adică uitați-vă, boys. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, aici sunt 7 oameni morți. Unde sunt aia 6 colegi care sunt în viață? Hai să vedem. Însă aceștia sunt ținuți în chestul gardienilor. Dacă mă vei ajuta să îi eliberez, îți voi da o recompensă foarte valoroasă. Dacă ești de acord, ai în chest cheia de la chestul gardienilor. Dacă nu vrei să mă ajuți, te rog, lasă acolo și drum bun. Ok, boys, deci acum este vorba despre o recompensă, ci că probabil diamante sau emeralde sau ceva și mai mișto decât diamante și emeralde. Deci Andra are să ne dea o recompensă foarte prețioasă dacă eliberăm prietenii, din câte am înțeles. O să țin asta cu mine, boys, ca să fie treabă. Sunt 6 colegi care sunt în chestul gardienilor. Boys, eu zic să nu mai pierdem timpul, să vedem care e treaba aici. Deci da, sunt de acord să ajut, avem aici cheie chest roșu, adică cheia de la chestul gardienilor. Haideți să facem parcurul înapoi, cred că de aia e parcurul ăsta așa mai ușor, pentru că trebuie să fie făcut înapoi. Bo, uite, uitați-vă, boys, o să sparg chestiile astea, mamă, ok, bun, trebuie să am foarte mare grijă să nu pic de data asta, oh, ok, mamă, ok, bun. Bun, oamenii mei, sunt înapoi la jump-ul ăsta, am reușit să-l fac, îl fac și pe ăsta, fac și pe ăsta, bun. Bun, și cred că o să reușim să ieșim din chestul ăsta, bun, oamenii mei, deci am ieșit din chestul... Din chestul jucătorilor, o să trebuiască să vin aici la final să-mi iau recompensa, să vedem dacă Andra se ține de promisiune și ne dă o recompensă. Însă acum, boys, avem cheia de la chestul roșu și trebuie să mergem aici să eliberăm, cum îi zice, prietenii, colegii. Oamenii mei, nu știu dacă să-mi bag o poțiune sau nu, dar o să bag poțiunea asta de regeneration și haideți să mergem în chestul ăsta. Let's go, să vedem care e treaba, sunt super, super curios. Aici avem și cheia pentru chestul roșu, să deschidem și să mergem aici jos. Ok, boys, deci din prima avem 3 gardieni din Squid Game pe care trebuie să-i dovedim probabil. Așa că ok, frate meu, bine că am asta de regeneration și mă regenerează. Mori, bun, tu ești mort. Haideți, veniți și voi aici, boys. Mamă, zici, sunt aici și hopa, trebuie să mă duc mai jos, fiți atenți. Deci aici sunt închis ăștia, bă, foarte ușor. Însă, văd aici, mă, frate meu, stai acolo, mamă, stai, să-i dau și lui ăsta. Bă, văd o chestie super, super ciudată. E asta, până acum n-am mai văzut în episoade. Sunt niște morminte. Boys, sunt 3 morminte, asta ar putea să însemne că au murit 3 din aia, 6 și mai sunt încă 3, habar am ce poate să însemne. Hai să mergem și... Opa, uitați-vă, încă unul, încă 2, mamă, încă 2 gardieni, what? Ok, trebuie să fiu foarte, foarte atent cu ăștia, ai bat, l-am bătut și pe ăsta și avem aici, bun, acolo cred că este locul unde o să eliberăm pe aia. Vino aici, frate, mi-o lasă-mă în pace, boys, mamă, lasă-mă în pace, bune. Butonul de intrare se găsește la chestul galben, oamenii mei. Bă! Acolo jos sunt aia, însă butonul de intrare e la chestul galben, nu-mi vine să cred, man. Boys, bă, ok. Deci trebuie să, oficial, trebuie să... Ia stai puțin, uite, vedeți, chestul galben e așa, ia stai să iau asta. Ok, boys, am luat asta, am luat lever-ul și o să deschidem chestul galben. Deci aici e chestul galben, aici o să găsesc cheia de intrare în subsol ca să-i eliberez. Mă gândeam, mă, boys, care e treaba cu chestul galben? Bă, și acum că o simt aici, aici vreau să inspectez puțin situația, să vedem ce e aici, boys. Adică mi-e puțin frică. Mamă, sunt... Bă! Bă! Sunt două păpuși de-alea, boys! Bă, mamă, ia stați puțin că e serioasă treaba.
Sunt două păpuși de alea, poți să-mi bag ambele poțiune, să bag și asta de fire resistance și o să bag și asta de slow falling. Bă, sunt două păpuși de alea, e serioasă treaba, pe bune, hai să o dăm, vin aici, mă. Veniți aici, opa, că nu mă nimeresc, am de la, mă, vin aici, bun. Le dau, boys, uitați-vă, asta înseamnă, man. Bă, uitați-vă, n-au ce să-mi facă, boys. De-aia am și primit poțiunea aia. Vedeți că astea mă aruncă în sus și o pic așa încet și nu mi-au damage. Mamă, ok, sunt moarte. Sunteți moarte pe bune. Let's go. Mamă, mamă, bă, lăsați-mă în pace. Bă, bă. Mamă, ok, boi, stați că s-ar putea să mor eu dacă nu fac o treabă aici. Lasă-mă, frate, mă, în pace. Muriți odată, bro. Bă, muriți, mă. A murit una și tu, vino aici. Deci am reușit, boi, să bag, mamă, deci, bă, poțiunile astea m-au ajutat foarte, foarte mult. Mamă, chiar dacă mi-am aruncat sabia, știi, zic, o poțiune de fire resist, mamă, am aruncat sabia din greșeală acum. Mamă, nu mai am, boi, păi și cum mă bat acum dacă nu mai am sabie? Ia stai, boi, trebuie să fac ceva, ia. Ce e aici? E un pickaxe, mamă, avem un pickaxe, ia că o bag cu pickaxe-ul, nu mai am altă variantă. Trebuie să bat asta, boi. Am omorât-o, boys, cu pickaxe-ul. Ideea e că am zis că era să-mi arunc sabia și am apăsat pe Q și chiar m-am aruncat-o. Așa că trebuie să iau pickaxe-ul ăsta și să vedem care-i treaba. Deci aici avem buton subsol. Let's go, boys. Bun, deci bă, poțiunile alea mi-au ajutat foarte, foarte mult să câștig lupta asta. Adică nu știu dacă v-ați dat seama, însă bă, efectiv tot ce pot să-mi fac alea nu cred că îmi dau damage, boys, păpușile astea. Efectiv doar îmi dau foc și mă arunc în sus. Și având în vedere că aveam fire resistance, nu pot să iau foc. Și aveam și chestia aia care, efectiv, uiteți-vă, era așa un slow falling. M-a ajutat foarte, foarte mult. Bun, avem butonul pentru subsol. Haideți să mergem și să eliberăm prietenii Andrei. Bă, ideea e că o să spargă asta aici. Nu o să mai spargă, vă vede că am pickaxe-ul ăsta acum. Mamă, boys, bă. Și dacă mai sunt gardiene acolo, mi-am aruncat sabia. Aie, boys, ne batem cu pickaxe-ul, n-avem ce să facem. Și ce zic, aie. Acum suntem în șmecheră, nu mai suntem. Let's go. Butonul de intrare, bun, bun, bun. Ok, mamă, mi-e frică, hai. Mi-e frică, bang. Ok, boys, mai uite, boys, aici, uite, mai e încă un gardian. Vino, frate, aici, mamă, deci o dau cu pickaxe-ul cu el. Oka, hopa, 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 hopa. Bun, boys, l-am dovedit și pe ăsta. Și aici, boys, vedeți, hai mă, ieșiți, frate, mă, ieșiți, let's go. Câți sunt? Sunt 1, 2, 3, 4. Sunt 6, men, exact, și 6 prieteni ai Andrei, hai să vedem, dă-i aici. Să iasă toți, boys. Mamă, lasă-mă, frate, mă, aici. Ok. Hai, bă, ieșiți toți, ok, au ieșit 2, hai, bă, ieșiți toți, bă. Plecați, mă, de aici, că de-aia am avut, bă, mamă. Deci, bă, fiți, deci, teoretic, băi, eu le-am eliberat, le sparg aici toată cușca, poate să iasă, eu nu mai stau eu. Și hai să mergem, boys, înapoi în chestul jucătorilor, să vedem dacă Andra ne dă o recompensă sau doar ne-a freri. Oamenii mei au început să se spawneze mobi afară, haideți să mergem rapid în chestul ăsta, să ne luăm recompensa, că până la urmă n-am făcut-o degeaba. Aia, boys, eu le-am spart acolo, poate să se ducă unde vor ei, știi ce zic, nu-i duc eu undeva cu forța. Ok, boys, a dispărut Andra, deci probabil tare mie că mi-am luat o mare țeapă. Aoleu. Avem 27 de cartofi cu o travă, da. Bă, băi, deci teoretic toată munca noastră a fost în zadar. Adică i-am eliberat, păi trebuia să-i omorâm pe toți cu pickaxe-ul teoretic. Hai că nu trebuia să facem chiar chestia asta, să nu fim așa de răi. Bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați. Băi și fete, astăzi am un episod super, super special pentru voi. Deoarece astăzi, băieți, urmează să deschidem și să alegem cele mai creepy chesturi din Minecraft. Și pentru prima dată în această serie de nu alege chestul greșit, avem 4 chesturi, băi, nu mai avem doar 3. Avem 4 chesturi. Primul chest asta alb cu negru, care arată, bă, dacă stați să vă întrebați pe mine, arată cel mai ciudat dintre toate, este chestul lui Slenderman. Ați auzit foarte bine, fraților. După ăsta și cu roșu este chestul lui Slenderina. Nu știu exact de ce e cu roșu. Adică băiatul care mi-a făcut harta probabil l-a făcut cu roșu pentru că dacă vei intra înăuntru o să fie mult sânge sau ceva de genul. Ăsta este chestul lui Granny Boys, cred că v-ați dat seama după culoarea maro. Și ăsta este chestul lui The Nana. Ați auzit foarte bine, m-a auzit acolo un villager, nu știu care-i treaba, boys. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic, frații mei, să-i dăm drumul, pentru că sunt foarte, foarte curios ce se află cu adevărat în aceste chesturi. Let's go, hai să vedem ce scrie aici. Ai în fața ta cele mai creepy 4 chesturi din Minecraft. Și după scrie nu.
Nu ce, boys, să nu intru în ele. Ok, boys, haideți să începem. Vedeți că toate chesturile au, da? Haideți să începem cu chestul lui Slenderman. Let's go, să vedem cum stă treaba acolo. Deci o să ne băgăm un Golden Apple, băieți și fete, și haideți să mergem în chestul lui Slenderman, pentru că sunt chiar foarte, foarte curios și totodată mi-e așa puțină frică. Let's go, haideți să mergem înăuntru. Bun. Bun. Mamă, sper să nu fie Slenderman așa de rău și să dau totodată de el. Hopa. Hopa, boys, trebuie să mă duc așa jos. Ok. Bun, opa, e un om mort acolo. Băi, ce scrie aici? Păzia. Și că tocmai a intrat la labirintul Slenderman. Ok, ai grijă, deoarece mulți oameni au murit aici. Vă și eu, frate meu, labirintul este unul vechi, deci este plin de pânză. Găsește butonul de ieșire și pune-l pe ușă. Care ușă, boys? Deci, frații mei, trebuie să găsesc cu butonul de ieșire și o ușă. Și în același timp bănuiesc că Slenderman e undeva prin labirintul ăsta și trebuie să nu mă bag cu el, ok. Bun, păi haideți să mergem. Trebuie să sparg pânza asta de paianjen, pentru că, da, se întâmplă chestii ciudate. Hopa, din greșeală am făcut chestia aia. Hai să vedem aici, boys. Deci, mamă, deci Slenderman e undeva pe aici, boys. Mamă, sper să nu am mare jumpscare de la el. Uitați-l pe omul ăla mort acolo. Uai, sper să nu iau jumpscare de la Slenderman. Ok, aici nu-i nimica în continuare. Boys, aici nu-i nimica. Ia să vedem aici. Aici cred că e ceva, trebuie să fie ceva aici, boys. Nu-i nimica nici aici, man. Deci în față aici nu-i nimica. Uite, uite, va pe aici, boys, aici la stânga. Boys! Bă! Bă, a fost Slenderman acolo pentru câteva secunde, l-ați văzut și voi. Bă, a ieșit din pânza asta de paianjen? What? Cum s-a mișcat prin pânza de paianjen? Bă, l-ați văzut și voi. Bă, tot se teleportează, man. Tot se aude, mă, deci bă, mi-e frică rău de tot. Stai să mergem puțin, hai să mergem pe aici. Ia, aici e ceva? Nu văd nimic aici. Ia aici. Iară nimica, boys. Bă, dar unde-i Slenderman, bă? Bă, asta pentru câteva secunde a fost așa în fața noastră, nu știu dacă ați văzut. Dați înapoi, ușa. Ah, boys, ușa. Deci ușa e la finalul chestului. Ok, și trebuie să găsesc, gen, la finalul chestului mare, și acum trebuie să găsesc lever-ul sau butonul, nu mai știu ce a zis. Mă, uitați-vă câți oameni morți pe jos, bro. Ok, am găsit chestul și am găsit butonul, let's go. Bă, da, Slenderman, bă, l-am văzut numai puțin. Ia să ieșim, boys, poate ieși din chest, let's go. Bun, am ieșit din ăsta. Hai să uităm pe aici, boys, poate e Slenderman pe undeva. Nu, nici sus, nici pe aici, bro. Bă, l-ați văzut și voi, like. Mamă, stai, ce-i acolo? Deci, boys, a fost acolo pentru câtva timp. Deci, a fost acolo pentru fracțiune de secunde și după a plecat. Bă, ideea e, boys, că, bă, adică, chiar dacă, bă, e bine că l-am văzut. Și că nu mi-a făcut mie nimic rău, sper că am filmat totul, da, deci totul pe filmare. Sper, deci e bine că n-am făcut nimic rău, știi? Și gen, nu ne-a omorât sau ceva de genul. Bun. Haideți să intrăm în chestul lui Slendrina de data asta, boys. Și de câte mi-a zis băiatul care mi-a dat harta, Slendrina asta, boys, e gen, e invizibilă într-un fel și când te vede, îi se văd numai ochii, știi? Adică noi acum, dacă o să mergem în chest, nu o să o vedem pe ea, dacă ne apropiem de ea, atunci o să o vedem, știi? Adică e ceva super, super ciudat. Hopa, dar ce e aici, boys? Hai să vedem. Ci că a intrat în chestul lui Slendrina, nu mai scapi dacă nu o omori. Misiunea ta este să faci parcurul. Mamă, ok, până jos și să iei crea de intrare pentru chestul lui Granny și să omori pe Slendrina și după să te urci la loc. Deci, boys, eu am un parcurs de făcut până acolo jos. Trebuie să omor pe Slendrina, care ci că e aici jos pe undeva de eu nu o văd. Și după să mă bat cu... să iau butonul de intrare sau nu știu ce buton către chestul lui Granny. Bă, dar tot se aude ceva, boys! Ok, haideți să încercăm, ok, bun. Mă, uitați-l pe ăsta aici, am mort, mamă, boys, mamă. Deci că Slendrina trebuie să fie undeva pe aici, boys, adică e invizibilă, știi? Și la un moment dat o să ne sară în față sau ceva de genul. Bun, boys, n-am picat. Oh! Oh! Bă, uite-o! Uite-o pe Slendrina. Ok, boys. Bă, ați văzut și voi pe Slendrina, mamă. Bă, dar ce... Deci, eu n-am observat-o la încep... Uite-o! Mamă, boys, mor, mamă, ok, boys, trebuie să omorăm neapărat. Dar ea n-a dat în mine, bun! Am omorât-o, ok. Hai să duci aici. Deci, trebuie să găsesc lever. Ok, am găsit leverul din prima, mamă, boys, cât de ușor a fost asta. Deci, teoretic, boys, am dovedit-o pe Slendrina foarte ușor, cred că a durat vreo minut acest studiu. Deci, bravo, nouă, pe bune.
Mamă, acum trebuie să mergem înapoi, ok. Ok, să nu cad aici la ultima, mamă, la ultima săritură aș putea să cad aici. Dar nu că sunt bun, mamă, și acum trebuie să sparg asta aici pentru că nu pot să, n-am vreo scară sau ceva de genul. Bă, bă, ciudat, rău de tot ce s-a întâmplat. Ați văzut-o pe Sidina pentru câteva momente, după iar am văzut-o, după iar a venit, după iar a plecat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, pe bune, gen. Haideți să... Boys, am auzit-o pe Granny, ok. Ok, haideți să vedem. Deci, bă, da, eu nu înțeleg unde-i Slenderman ăsta, știi, gen. L-ați văzut și voi, boys, pe Slenderman. Însă, ia, dificultatea noastră e pe normal, gen? Da, dificultatea e pe normal, dar unde-i Slenderman, bro? Oh, uite-l, bă! What? Bă, că erau șansele! Uite-l! Uite-l pe Slenderman! Bă, uite-l! Boys, m-a văzut. Ia, mă, hai să o dăm. Vino, mă, să o dăm, hai. Ha, mă, că nu te-am bătut în chest-ul tot, dar te bat acum, mă, ia, vino. Mamă, boys. Vino aici. Și tu și pe... Uite, uite și pe altă Slendrina. Moi, bă! Bă, boys, voi vedeți că ăștia sunt aici, mă, ce s-a întâmplat? Deci ăștia e vă dat din chest. Nu vreau, nu vreau, sincer, să am de-a face cu ei, așa că... O... Bă, bă, se aud multe chestii. Haide să mergem în chestul lui Granny. Let's go, să deschidem, let's go. Bun, mamă, mamă, iar e unde să sper că nu e iară vreo labirint sau ceva de genul. Hai să vedem ce scrie aici. Se aud chestii. Ups, tocmai ce a intrat în pușcăria lui Granny și Grandpa. Dacă vrei să evadezi, trebuie să... Aola! Bă, bă, bă! Bă, 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 ce ai, bă, bă? Mamă, Grandpa! Mamă, mamă, smort. Ok, boys, ok. Stai puțin, trebuie să ne calmăm. Bă, ce mi-a intrat ăla așa de rapid în... Ce a intrat așa de rapid în mine? Trebuie să mă bag cu el. Ia, mă, vin aici. Bă, ce a intrat așa nebunul? Bă, vă le-ați văzut? Ia, vino, mă. Vino, mă. Mamă, ia, vino. Vino, mă. Mort, mort. Ok, m-am uitat pe Granny acolo. Ia, stai. Stați să ne calmăm, boys, puțin. Să se ducă sunetul ăsta. Bun, oamenii mei, uitați acolo și pe Granny, mamă, sper să nu mă vadă. Bă, deci stai să citim chestia asta că nu știu ce trebuie să facem. Tocmai am intrat în pușcăria lui Granny și Grandpa și dacă vrei să evadezi, trebuie să eliberezi toți prizonierii și să omori pe Granny și pe Grandpa și nu uita de levelul secret care se va deschide ultimul chest. Boys, boys, dar tot se aude, bă, se aude de nan din celălalt chest. Ok, bun, haide să ne batem, boys, cu Granny să vedem care e treaba. Let's go. Ok, bă, da, what? Mă mor, mamă, bun, am omorât-o. Bă, dar chestul ăsta nu era aici înainte, boys. Avem un pic de daima. Da, mamă, trebuie să-i eliberez pe ăștia. Ok, hai, let's go, let's go, let's go. What? What? Mamă, dă că... Bă, cât ies aici, boys, și Granny și Grandpa și peste tot, mamă, ieșiți, frații mei. Trebuie să găsesc cleverul. Mamă, ia, stai, vino, mă, aici, șmechere. Vino, mă, s-o dai cu mine. Let's go, l-am murit și pe ăsta. Bun, oamenii mei, haideți să eliberăm pe ăștia. Let's go și să ne uităm aici. Deci trebuie să eliberăm toți ăștia, bă, și trebuie să găsim... chestul corect, bă. Deci, ia stai, uite, eu zic că ăla nu-i chestul corect. N-are cum să fie, la zic eu, gen. Adică să fie așa la primul etaj și poate la al doilea sau la al treilea. Trebuie să găsim chestul corect și după să ne ducem în ultimul chest. Adică în chestul lui Danan, mamă, deci chiar sunt curios ce provocări ne așteaptă acolo. Ați văzut că aici aproape am murit. Efectiv, când am intrat, s-a luat, uite-l pe la micuțu. Bă, la cum a făcut copii acolo, bă, bă, frate meu. Nu știu ce combinație a avut voi între voi, dar bă, tot se aude aia, stai. Hai să mergem aici, boys, let's go. Nimic aici. Trebuie să fie, mă, ceva aici. Bă, dar stai să-i eliberez până la urmă, știi ce zic, să despară toate astea. Bă, dar unde e? Că mai sunt încă două d-alea. Fix jos acolo era, nu vine să cred, boys. Mai sunt încă, bă, mai e încă unul. Bă, era fix acolo jos în chestul ăla. Mamă, stai că am picat. Era fix acolo jos în chestul ăla pe care eu nu l-am deschis, bă, pe bune, atât de mult ghinion. Ia să vedem. Ba, nu, mă, era aici și eu pe acesta. Blood. Bă, nu vreau să iau chestia aia, hai să mergem pe aici, nu știu dacă o să mă ajute la ceva, hai să luăm lever-ul. Mamă, deci vedeți, bă, bă, cât de ciudat e totul, s-a făcut și noapte afară, efectiv. Haideți să mergem, uite mai mult Slenderman, mamă, nu vreau, vreau să intru aici să văd care-i treaba, let's go, ce zice aici, ci că chestul lui Danan este simplu și periculos, tu versus 5 maicuțe, dacă reușești să le omori, ai câștigat. Asta e simplu, boys! Bă, trebuie să mă bag cu alea 5 de acolo. Ia, veniți la mine, mă. Ia, hai, dau. Mamă, îi dau. Ok. Bă, și... A venit Slenderman pe mine! Mamă, bă, sunt prea mulți! Am murit, sunt mort! Am murit! Băieți și fete, am revenit în forță, fie vorba, antrenează de data aceasta cu ceva mult mai insane, adică am aici niște poțiuni cu care a trebuit teoretic să le omor pase, adică dacă le dau așa, ia mă veniți, ia, bang! Ok, le-am dat! Dacă le dau mai multe de astea, trebuie să moară! Mamă, îmi dau eu singur, bă, ce idiotă. Lasă-mă așa, mamă, le-am dat viață. Bă, nu vine să cred. Bă, dar stați, mă, pe loc.
Bă! N-ai cum, boys, n-ai cum. Uite acolo și goldanepele mele. Bă, am revenit cu băieții în forță, dar... Vă că... N-ai cum, mă, n-ai cum. Uite, uite celelalte, au murit celelalte. Celelalte cred că au murit, boys, nu? Abaru, acolo sunt toate, efectiv. Ia veniți, mă. Ia veniți. Ați murit, eu îmi dau viață de asta. Boys, trebuie să le omor pe astea cumva ca să termin harta. Muriți, mă. Eu îmi dau viață. Mamă, le-am dat și lor viață. Deci eu, bă, nu vine să te crede, numai lor le dau viață. Vino, mă, aici. Vino, mă, aici. Vino, mă, ia. Băieți, nu mai am altă variantă decât să mă bag cu ele. Vorba aia, hai. Vino aici, hai. Bă, dacă nu se bagă ăla, dacă nu se bagă Slenderman, le dovedesc. Le-am dovedit-o pe una. Ok. Mai am încă patru. Ok, și încă una. Mamă, mamă, no, 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 ok. Încă una. Nu, hai, mai am încă una. Încă una. Mamă, muriți. Muriți. Mamă, boys. Boys. Mamă, reușesc. Bă, dar de ce nu pot să le dau? Bă, mă enervează, bă, dă-i mă în ele. Mori, încă una. Încă una. Și ultima. Let's go. Let's go. Let's go, boys, le-am omorât pe toate. Am avut niște poțiuni de ajutor. Fie vorba într-un rând, am reușit să le omor pe toate. Felicitări, ai învins cele mai grele chesturi. Recompensa ta, bă, pe bune, mi-a dat un totem. Bă, pe bune, cele mai grele chesturi. Frații mei, deci n-am mai văzut chesturi așa de grele de foarte mult timp. Bine, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, uitați-ne. Astăzi, băieți și fete, am un episod super, super special pentru voi. Înainte să vă arăt chesturile alea gigantice, super special, pe care nu le-ați mai văzut până acum la mine pe canal, vreau să vă anunț că începând de astăzi, boys, avem peretele abonaților. Deci chiar acum, boys, se află în fața voastră peretele abonaților. Și dacă vreți să ajungeți aici, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un like și un comentariu. Like plus comentariu. Este foarte, foarte simplu. Și pentru că, na, este primul episod, vreau să vă zic că în fiecare episod o să pun doi oameni pe peretele abonaților, da? Și am ales doi oameni de clipul trecut. Mai exact, abonații pe care am ales pentru videoclipul de astăzi sunt Baciu Rebecca și Adina Dumitru. Chiar acum aveți comentariile lor pe ecran și o să merg aici, boys, o să sparg un sign. O să pun aici prima dată, primul abonat de pe perete este Baciu Rebecca și după, boys, o să facem așa, o să punem și o să punem și pe Adina Dumitru. Dacă vreți și voi să apăreți aici, știți ce trebuie să faceți, v-am zis la început, like și comentariu și haideți să mergem la cele chesturi. Bun, băie și fete, bă, v-am zis că videoclipul de astăzi o să fie unul super, super special pentru că suntem la un nou clip, nu alege chestul greșit, însă uitați-vă la chestia asta. De data aceasta, boys, chesturile sunt deschise și înăuntru lor se află un pic ex de diamant și bă, cică de data, deci cică o să avem ceva super, super special înăuntru, nu prea știu exact din câte am înțeles, acest chest roșu este chestul lui Ronald McDonald, adică personajul ăla creepy de la McDonald's, ăsta este chestul Squid Game și acesta este chestul lui Ice Cream Road. Deci, bă, băi, sunt super, super încântat și vreau să văd cum o să meargă episodul ăsta. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați și eu zic să începem episodul. Brațe, cu chestul ăsta, bă! Ăsta e un chest de la McDonald's. Ha, ce tare! Mamă, ce mișto arată. Bun, haideți să începem. Aici, în chest, avem o armură full de diamond. Avem un, o sabie, 3 golden apple, probabil câte unul pentru fiecare chest. Și doar... What? Doar 2 cooked chicken. Asta este, avem dificultatea pe normal, nu? Așa. Bă, doar 2 de ăsta? Ok, boys, păi o să mor de foame sau care-i treaba? O fi că iau mâncare de la McDonald's sau care-i treaba, nu știu, hai să vedem. Și avem o carte cu semnul întrebării, unde scrie așa: în fața ta se află 3 chesturi foarte speciale, sunt deschise și au un pic de diamant. Am observat și eu, frățioro. Înăuntru lor vei găsi creatori pe care nu le-ai mai întâlnit până acum, la fel ca Ronald McDonald. Completează toate misiunile și termină harta. Și abonați-vă să lasă un like fix acum, baftă. Bun, hai să vedem, oamenii mei, ce... Ne-a pregătit băiatul ăsta. Deci, mamă, avem mișto rău de tot. Asta este primul chest. Chestul lui Ronald McDonald, adică chestul McDonald's. 3, 2, 1 și... Ok. Mamă, boys, deci... E... Alea-s dozatoare de Sprite, Coca-Cola și Pepsi. Sunt angajați McDonald's, însă nici urmă de Ronald McDonald momentan. Sunt oameni morți pe jos, așa sunt meniuri de la McDonald's. What? Bro... Și să sunt angajați McDonald's. Ok, ok. Toată lumea stă foarte, foarte creepy. Asta e dacă l-omor pe ăsta. Îmi dă ceva? Îmi dă capul lui.
Ok, bro, ok, ok. Hopa, și avem ceva aici, boys. Mamă, nu vreau să mă duc momentan acolo. Mi se pare super, super tare asta. Nu vreau să mă duc momentan. Mamă, bun. Aici avem niște dozatoare și niște chesturi. What? Ce-s astea? Vending machine coin. Adică astea le bag în dozator? Boys, deci bă, bag ăsta în dozator și îmi dă un sprite? Bă, mamă. Da. Mamă, bă, cât de tare e, deci... Nu cred, Coca-Cola? Deci, boys, iei un, o fisă de-asta, o bagi în dozator și-ți dă o băutură. Deci, mamă, asta e cea mai tare chestie posibilă. Ia și Pepsi-mi dă. Deci nu vine să cred. Prea tare, băieți, cât de tare, nu vine să cred. Deci, astea sunt meniuri McDonald's. A, uite, aici iară poți să bagi ceva, dar după cum vedeți, nu e nimic în ele. Hopa, și aici avem niște shulker box-uri. Probabil că aici o să găsim chestii interesante. McBurger. Avem niște Big Mac-uri, mamă, câte mișto e. Efectiv, foarte mișto. Și o carte cu semnul întrebării. Ia să vedem care e treaba cu cartea asta. Găsește capul lui Ronald. What? Lui Ronald McDonald? Dar nu-l văd, o fi că e acolo jos, boys. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Mama, avem McChicken, McFloat. Hai să ne mai uităm pe aici. Why? Deci avem burger, cartofi. Da-i boys, da-i mi-a dat. Numai mie, numai doi de-asta. Îl și arunc, fie vorba între noi. Și o să iau McChicken-ul ăsta să-l mănânc. Deci tocmai de aceea am și avut eu atât de puțină mâncare la început. Hai să vedem. Aici, după cum vedeți, nu mai e nimica. O poțiune de night vision. Ok, ok, interesant, interesant. Avem aici, mamă, un McChicken, perfect. Avem Sprite, McFries. Și aici avem un lever și McBurgers. Bun, o să păstrăm leverul ăsta aici în caz de orice. Și haideți să... Deci, atenți, să merg acolo jos. Mamă, acolo jos e apă, dar e și întuneric. Bă, trebuie să-mi bag poziția de night vision, gen, că de-aia mi-a dat-o, bănuiesc. Hai să vedem. Ia să... What? Uite, bă, pot să cumpăr de la ei dacă am bani, dar n-am bani momentan. Nu știu cum să fac rost, poate îmi dau ăștia bani. Am băgat poziția de night vision și haideți să mergem jos acolo. Let's go. Boys! Aici este Ronald McDonald! Ok! Ok, șmechere, o să fii mort efectiv. L-am omorât. Și a primit capul lui. Am luat capul lui Ronald. Nu vreau să fie. Poți să-l pui pe cap? Mamă, cât de mișto arată. Și a primit o torță și 64 de scări. Mamă, băi, deci am luat capul lui Ronald McDonald. Cam asta era misiunea acestui chest. Mamă, bă, cât de interesant a fost chestul ăsta. Nu vine să cred. Mamă, acum că avem scări, putem să facem o chestie. Fiți atenți. Fiți atenți. Fiți atenți ce o să facem. O să ne urcăm pe chesturi. Mamă, bro, cât de tare arată. Deci mie nu vine să cred, bă, uitați-vă cât de mișto arată. Să ziceți, și aici e un pickex de diamond gigantic. Efectiv, adică pickex-ul ăsta e foarte gigantic, bă. Ok, s-au usurete din ăsta lui Rod. Dar nu poți să-i tu direct în ăsta. A, nu, că e ușa blocată. Mamă, ciudat. Rău de tot. Deci, bă, arată mișto. Haideți să vă stăteți și la următorul chest. Adică la chestul Squid Game. Să vedem cum stă treaba. Mi-e și frică aici să văd. Că vă vreți că aici o să trebuiască să mă bat. Sau habar n-am. Let's go. Mamă, deja. Băi, 4! Sunt 4! What? Mamă! Băi, 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 băi. Deja e prea mult. Bă, 4 de-astea. 4 păpuși Squid Game. Mamă, veniți aici, surorile mele. Na, boys, că trebuie să o dau neapărat cu ele. Să le arăt cine-i șeful. Mamă, mamă, încep să moră. Că de-aia mi-a dat frățior Golden Apple. Mai bag un Golden Apple, mai bag un Golden Apple neapărat. Ia, pot să bag și niște Pepsi? Nu pot să bag Pepsi. Pot să bag Sprite? Nu pot să bag Sprite. Bun, bun, bun. Am murit o dată, bro. Mamă, boys, cât o să trebuiască să ia ca să... Deci vreau să mor pe asta. Cu asta i-am dat și mai mult damage. Uite pe asta. Hamă, mori odată. Mori odată. Hai da, bro. Eu încerc cu mine, după cum vedeți. Am și Golden Apple la care mă face na imun la foc. Așa că nu o să iau foc. Dar trebuie să le omor pe astea, bro. Bun, am murit asta, bun. Acum urmează celelalte. Celelalte sunt mai low pentru că, după cum vedeți, din greșeală sau din abar n-am, se lovesc între ele cu fireball-urile alea pe care le dau. Muriți, bă, odată. Hai că și asta e moartă. Mai bag un Golden Apple, bă, dar nu o să mai am că mă duc la Ice Cream Road. Sper că nu o să am nevoie de Golden Apple acolo. Sper că nu-i vreo surpriză, rașpa, și trebuie să am nevoie de Golden Apple, că nu o să fie deloc bine pentru mine. Asta e aproape moartă. Hai să dăm și în asta puțin. A murit și asta și va muri și asta foarte, foarte rapid. Deci am reușit, boys, să ieșim cu viață. Cred, adică numai dacă asta nu-i
invincibilă sau ceva de genul. Vreau să văd dacă filmez tot. Deci am reușit să ieșim cu viață din chestul lui asta se așa bun. Scuze. Deci am reușit să ieșim cu viață din chestul lui Squid Game, chestul Squid Game. Bun, și aici avem niște shulker boxuri. Ah, probabil avem shulker boxuri pentru următorul. Aha, leverul pentru chestul lui Ice Cream Road, dar cu leverul ăsta ce fac, boys? O fi că am nevoie de două levere ca să le deschid, gen? Facem așa, bang, bang. Că, nu știu, n-am avut nevoie niciodată de leverul ăla. Hai să ne ce aici, boys, let's go. Uitați-vă ice cream. Mamă, uitați-vă ăștia. Mamă, boys, nu-i bine, nu-i bine. Uitați-vă la ei. Mamă, mă așteaptă. Ok, dar avem aici ceva. O carte unde scrie citește asta. Ia stai să ieșim afară să citim situația. Ca să termin harta, găsește cele 5 înghețate ale lui Rod? Bă, trebuie să găsesc înghețată? Mamă, trebuie să le dau puțin. Trebuie să le dau niște damage neapărat la ăștia. Trebuie să-i bap pe ăștia. Să găsesc înghețatele. Mamă, mamă, sunteți morți. Sunteți morți, 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 morți de tot. Muriți, bă, odată, Rod. Mori odată, frate, mă, că mă și enervez. Mamă, și-a dat chestie de-aia. De dacă mă prindem de zoom. Ok, deci trebuie să găsesc cele 5 înghețate ale lui Rod. Oh, am găsit prima. Ice cream. Boys, cât de tare! Ice cream! Deci, bă, înghețată! Mamă, mi-am dat un enderpearl din greșeală, deci aici trebuie să fie... Mamă, încă o înghețată, bun, bun, mamă, deci fă, ne-am descurcat de minune! Trebuie să găsim 5 total, am înțeles. Încă o înghețată! Și, deci, aici, la primul etaj, sunt 3 înghețate. Hai să vedem la următoarele, sau la următorul. Mamă, mai sunt încă 2 ice cream roz de ăștia. Mamă, mamă, lasă-mă, lasă-mă, frate meu. Frate meu, lasă-mă în pace și tu. Mamă, mamă, mi-a dat zoom de la. Mamă, boys, boys, boys sunt mamă, 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 dacă mai dă unul, mai dă zoom de la. Mamă, deci când îmi dă zoom de la, mi-a și 3 inimi. Nu e bine că o să mor. Mamă, mamă, cât, bă, îmi dau mult damage. Îmi dau mult damage, stați departe. Stați departe. Mamă, stai departe. Băi, unde ești? Așa, bun. Oamenii mei, am reușit să anihilăm și chestul lui Ice Cream Rod. Și acum mai avem nevoie de încă 2 ghețate, avem un lever. Ia? Am luat cele 5 ghețate ale lui Ice Cream Rod. Și aici, boys, avem... bănuiesc că ce este recompensa, nu? Bă! Sunt bani! $54! Man, uai, știu ce să fac cu ăștia. Deci dacă ați fost atenți la videoclip, știți și voi ce urmează să fac cu acești bani. O să mă duc la McDonald's și vreau să văd dacă pot să cupăr de la aia. Mamă, bro, dar stai, n-avem vreo chestie, bă, care să mă poată ajuta. Uite, merg așa, știi ce zic. O facem, haideți să mergem la McDonald's neapărat, ver. Mamă, de ce interesant, rău de tot. Bun, bun, ia, la ăștia. Tu, frate meu, ce îmi poți oferi? Spaghete! Dacă îți dau 8... Mi-a dat spaghete. Boys, deci am făcut toată harta și am primit $54 cu care pot să-mi cumpăr mâncare de la McDonald's. Bun. Astăzi, băieți și fete, am ceva foarte, foarte special pentru voi. Chiar acum, boys, în fața voastră se află top 5 cele mai periculoase chesturi din Minecraft. Deoarece videoclipul de astăzi, boys, este unul super, super special. Haideți să facem la acest clip în mai puțin de 24 de ore 5.000 de like-uri. Ce credeți? Reușim? Dați un like, boys, acolo, pentru că în clipul de astăzi vă prezint așa. Fiți atenți. Prima dată, deci pentru prima dată în episoadele mele, chestul lui Yeti. Ați auzit foarte bine, boys, în acel chest se află Yeti. După avem chestul lui Momo. După chestul crocodililor. Totodată până acum în episoade n-am mai avut niciun crocodil. După chestul lui Granny și chestul FNAF. Ei bine, boys, eu zic să nu mai pierdem timpul, pentru că sunt chiar foarte, foarte curios ce se află în chesturile astea și ce mi-a pregătit băiatul care mi-a făcut harta. Nu uitați de like și de subscribe și haideți, boys, să începem, pentru că sunt super, super curios. Deci în chestul acesta, boys, avem o armură full de diamond cu o sabie, 64 mâncare, 5 golden apple, un lever și citește asta. Mamă, dar tot s-aud sunete din chesturile alea, din chestul FNAF, s-au cele mai multe sunete, stai să fie totul bine. Hai să ne punem astea aici, apoi să avem aici un lever, probabil pentru primul chest sau care-i treaba, abar n-am, vreau să văd dacă filmăm și merge totul bine, deci filmăm și merge totul bine. Hai să citim cartea asta, boys, pentru că teoretic asta este introducerea. În fața ta se află cele mai periculoase 5 chesturi din Minecraft. În fiecare chest se află creaturi
inumane. Misiunea ta este să intri în fiecare chest. Deci ce trebuie să facem? Să intrăm în fiecare chest, începând din stânga, adică începând de la chestul lui Yeti, să bat creaturile din chest și după să găsesc chestul unde voi găsi cheia pentru următorul. A, deci în fiecare chest, boy, se află un chest mai micuț de cheia. Și eu trebuie să bat creaturile ca să ajung la el. Asta înseamnă că trebuie să bat toate creaturile. În concluzie, trebuie să bat și să omor toate creaturile din chesturi. What? Să o bat cu Yeti, bro? Nu mi se pare corect deloc. Hai să vedem. Sper că o să reușești, dar mă îndoiesc. Succes și abonații să lase 5 like-uri pentru 5 chesturi. Da, boys, am uitat să precizez chestia asta. Pentru prima dată avem 5 chesturi. Eu zic, man, să nu mai pierdem timpul și să mergem prima dată la chestul lui Yeti. Pentru că, după cum am zis, avem 5 chesturi, vedeți și voi, și o să fie totul super, super greu. Hai să facem așa. Mamă, acolo deja văd oameni morți, văd gheață, văd alte chestii, o să bag un Golden Apple, bă, numai că n-auzi de Yeti, bagi un Golden Apple, știi ce zic? Nu așteptăm, hai să vedem. Let's go. Oh, shit! Oh, shit, boys! Ce-i cu mobul ăsta, bro? Mamă, se bate cu mine, bro? Mor odată, bun, bă-s mai mulți. Bă, ce-i cu chestia asta, man? Ce-i cu mobul ăsta, este una? Mamă, uitați-vă la el. Uitați-vă la el, bro. Uai, eu n-am mai văzut până acum un Yeti gen în Minecraft. Mamă, ciudat rău de tot. Dar vedeți că e buhuit aici sau care e treaba? Mai bine pot să-l omor rapid, vreau să-l omor. Bun, așa, și hai să vedem și aici. Mamă, uitați-vă cum se uită ăsta la mine, bro. Ce mă cu tine, frate, ești buhuit sau care? Băi, că gata, l-am debuhuit. Mamă, bă, ce dă în mine, bro. Ia mă, mori odată, mă, fraiere, let's go. Bun, i-am omorât pe toți, boys. Mă, și ce mi-a dat aici? Avem Yeti Antler și Yeti Hide. Avem de-asta de Yeti. Și chestul, boys, chestul e acolo după copac. Ok, hai să spargem frunzele astea. Deci am reușit să-i dovedim pe Yeti ăștia. Mamă, ce urâți erau, bro. N-am mai văzut așa ceva, man. Hai să vedem, avem aici chestul cu un lever și 12 scări. A, 12 scări gen ca să urc pe următorul chest. Deci, oamenii mei, primul chest dovedit, putem spune asta, avem aici blana lui Yeti, toate chestiile. Băi, eu zic că am dovedit primul chest, adică nu mai văd ceva ce aș putea să fac, era acolo copacul ăla. Haideți să mergem la chestul lui Momo, știți ce zic? Adică ăla cred că o să fie destul de greu. Sunt curios dacă au fost puse în ordinea dificultății, știi? Adică, bă, primul chest al lui Yeti a fost ok, adică n-a fost nici foarte greu, nici foarte ușor, a fost destul de ok. Hai să punem aici astea. Și să mergem la chestul 2. Acesta este chestul lui Momo. Uite-o pe Momo, bro! Ok, nici măcar am mers jos. Uite-o pe Momo, ok. Ok, uite și o casă. What, ce mișto și chesturile astea. Mamă, Momo, soră mea, mamă, mamă. Mamă, mamă, dă mult damage, dă mult damage. Bac un Golden Apple, uai. Ia, cât damage dă, mamă, dă o inimă bună. Mamă, trebuie să-mi bag cu Momo. Mamă, lasă-mă în pace, bro. Mamă, îi dau, boys, nu, că o dovedesc pe Momo, o dovedesc. Mai e încă o Momo în casă, uai, deci nu e bine, stați. Deci după ce o bapa asta, trebuie să intru în casă pentru că mai e încă una acolo. Mamă, mor odată, bro, așa. Bun, deci am omorât-o pe Momo, boys, și acolo mai e încă o Momo în casă, dar hai să vedem dacă găsim ceva pe aici, nu. Mai avem încă o Momo în casă, da, pentru că în casă e și chestul, nu? Și normal, mamă, ce am făcut-o băiatul ăsta? Normal că trebuie să intru în casă ca să deschid chestul, așa că mai e încă o Momo acolo, de ce nu? Ia uite-o, bro, ia lasă-mă, pace, poți să ieși pe aici? Nu poate să iasă, mă, o bat așa, fiți atenți. O bat așa, mă, ce urt. Ce urtă, mor odată, bro, mă, nici nu mai bag Golden Apple, știi ce zic? O dau așa cu, mamă, deja, bă, deja încep să mă închijor, no, mamă, boys, stați puțin că era să mă duc, știi ce zic? Dar nu vreau să-mi irosesc Golden Apple-ul dacă stau să mă gândesc bine, așa că o să mă bat așa cu ea, știi ce zic? O să mă bat așa fără să mă atingă, chiar dacă o să-mi ia mai mult să o bat, na, măcar am bătut-o, deci fără să mă atingă. Hai să vedem aici, boys, avem un lever și 12 scări. Mamă, bă, deci, bă, chesturile astea arată mult, mult mai epic și sunt mult mai interesate decât mă așteptam, bro. Bun, deci am bătut pe ăștia, acum, man. Acum, pe bune, cred că vine, deci vă spun sincer, boys, eu de când sunt mic am o frică pentru paianjeni, șerpi și crocodili, știi ce zic? Adică, bă, vă spun sincer, deci cât de sincer pot, că mie îmi e mult mai frică să intru în chestul crocodilor decât mi-a fost să intru în chestul lui Yeti. Că, bă, Yeti, ce? O creatură zăpezi, te bați cu ea, bang, bang. Bă, da,
Crocodilii, bro! Până acum n-am mai văzut crocodile în Minecraft. Sper să nu arate ciudat, să mă sperii sau ceva de genul. Hai să vedem, sunt super, super curios. Let's go, 1, 2, 3 și... Oh, mamă, uite acolo, am văzut ceva, parcă... Oh, mamă, bro, cum arată! Bă, și e unul alb? Voi îl vedeți pe alb? Bă, voi îi vedeți pe ăștia, bro! Mamă, cum arată! Mă, vine la mine, vine la mine! Lasă-mă pace! Bă, uite crocodilii, uai, hai să bag un gol de level pentru că mi-e frică rău de tot. Haide, mă, hai. Mamă, uite la crocodilii. Bro. Oh, bro. Da, îți prietenoși? Ia. Nu îți prietenoși, ok. Mamă, stai că vin toți, mamă, lasă-mă pace, bro. Bun, mort, primul mort. Mamă, dar l-avem pe ăla alb. Nu știu, boi, ce se crede ăla alb. Ăla alb e ciudat rău de tot. Mamă, dar ăsta e mai mare decât ceilalți? Boi, ăștia sunt mai mari, mai mici, am înțeles, man. Sunt mai multe feluri de crocodili. Bun, mă, mori. Așa, mor și tu, știi ce zic? Mor și tu, ha, mă, lasă-mă, pace, mori. Mor și tu. Și mai avem păl alb. Boys, nu știu ce să zic, e asta, zici... Nu știu, e ca frica, adică ăsta alb, vreau să, deci fiți atenți, în cazul care o să mor sau ceva de genul, să-mi pornesc coordonate, adică nu, știi ce zic, nu. Nu cred că o să mă, nu cred că o să mă fac ăsta alb, însă, boys, ăsta alb pare suspect rău de tot. Ok. Nu, bun. Bănuiesc că a fost și mai ușor decât ceilalți. Perfect, man, avem lever și de-aia. Bun, deci am dovedit chesturile astea. Haide, bă, sunt curios ce recompensă am, pentru că având în vedere că, bă, harta asta e destul de grea și destul de, bă, e horror pe bune. Vreau să văd ce recompensă am. Mai lasă-mă, frate meu. Hai să mă duc aici, acum mergem la chestul lui Grinch. După avem chestul FNAF, care din nou este galben. Nu înțeleg de ce e galben, urmează să aflăm. Dar nu înțeleg de ce l-au făcut galben. Hai să vedem chestul Granny, let's go. Hai să bag Golden Apple. M-am uitat-o pe Granny și pe Grandpa. Ah, și acolo, boi, puteți să facem un parcur. Bă, cum ar fi să facem un parcur fără să omorâm pe Granny și pe Grandpa? Ia. Mama, am văzut. Mama, a! Uai, nu pot să dau în ei. Asta seara că trebuie să iau asta rapid. Nu pot să dau în ei, boys. Știți că am mai avut problema asta o dată. Nu știu dacă e. Mamă, cât de mi-a dat, uai. Păi și Granny stă acolo. Bra. Bun. Bun, am reușit să ies. Bun, băie și fete, am reușit să ies de acolo să iau ăsta cheia și leverul și această scară, însă nu am putut să mă bat cu Grandpa și cu Granny. Nu știu dacă știți, însă mai am avut eu odată problema asta. Deci, bă, momentan, boys, mai avem un singur chest. Ăsta cu Yeti a fost efectiv dovedit. Ăsta cu Momo, la fel, 100% dovedit. Ăsta cu Crocodili, n-am văzut ceva mai ușor. Iar acum, boys, mai vine chestul FNAF. Și eu am realizat o chestie. Bă, ce am realizat eu e că în afară de chestul lui Momo, mi-am cam irosit Golden Apple-ele, adică, bă, nu cred că era nevoie să-mi dau Golden Apple la crocodil sau la Yeti, din câte am observat eu și din cât damage mi-au dat ei. Însă, acum sunt curios, bă, dacă, deci, o să fie super, super greu să bat chestul FNAF. Dacă sunt 2-3 păpuși, mai reușesc, dar dacă sunt mai multe, o să fie foarte greu, pentru că mai am un sigur Golden Apple. Hai să vedem ce avem aici. Hai să vedem câte sunt super, super curios. Let's go. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, holy shit! Bă, sunt 5 păpuși de-alea animatroni. Bă, nu e bine, boys, dar... Na, hai să... Bă, încerc. Uitați-vă cât ies. Uitați-vă la ei. Veniți aici. Mamă! Uite, așa pot să le dau. Ai, că pot să le dau așa, deci așa nu pot să le dau. Bă, sunt prea mulți. Nu, îmi bag un gol de Apple și mă bag, păi n-am altă variantă. Și ce zic? Hai să vedem. Hai toți. Toți 5, bro. Muriți, bă, sunt 5, băi, prea greu. Mă dau. Mamă, mă joacă pase de la unul la altul. Mă joacă volei cu mine, băi. Lăsați-vă, bă, mai țipați așa. Bun, unul mort. Doi morți. Hai să vedem. Trei morți. Patru morți. Și tu, 5 morți, let's go, boys! Let's go! Oficial, i-am bătut pe toți și stai că se aude ceva. Nu, se aude ceva de aici? Ok, deci se aude cântecul probabil pe care îl auzim când omorâm o de-asta, dar se mai aude și niște voci, parcă. Foarte ciudat.
Foarte geaba. Bun. Hai să vedem aici. Mamă, uite, aici se aude. Ok. Hai să vedem. Felicitări. Nu credeam că o să ajungi până aici, însă recompensă. Hai să vedem, boi, ce recompensă am primit. Let's go. Ce s-astea? Apple slice. Bă.